Păi te uiți așa și zici ceva foarte interesant. Pare că carbonatația din acest pahar este cumva peste media sulfurilor pe care le-am, nu? Nu. Bagă nasul în acolo așa. Și bea bere. Bea până nu te mai saturi și după aia mai desfă una și după aia mai desfă una și după aia mai desfă. Ideea este că berea nu trebuie să o guști așa ca țipoanca, știi, pe vârful limbii. Da, nu că se, adică dacă ți-e frică de ce e în pahar și guști așa doar un pic, încă n-ai ce să cauți acolo lângă paharul ăla de bere. Okay. Și trebuie să iei o gură și să înghiți sănătos așa. O dai pe gât pur și simplu. O dai pe gât, da? Pentru că ai dulceața, așa, aia. Yes, ceac, ceac, ceac. Pentru că ai dulceața de la malț, ai deja, stai un pic. E dulceața de la malț și toate aromele alea de la drojdie plus amăreala. Uh-huh. Amăreala e, așa zice, zic că ea cicerone, că este în spatele limbii. Uh-huh. Și atunci tu, ca să ai experiența completă, trebuie să bei ca lumea. Ca să știi, cicerone este sommelier pentru bere. Ah, ok. Da, cicerone este, da, este sommelierul pentru bere. În state sunt ăștia, nu? Da, acolo e programul. Acolo e programul. Gândește-te așa, stai tu pe canapea liniștit și te gândești cum să scoți bani. Și inventezi chestia asta, cicerone. îți dau o diplomă care costă, nu știu, 3.000 de dolari, ceva de genul ăsta. Și ai scos niște bani și deja știi cum e berea. Nu, frate, berea e bună, oricum. Ce ai simțit acolo? Vrei să spun ce note am simțit? Ce îmi place mie la ea? Da. Bun, îmi place gustul amărui pe care l-am simțit. Pe ăsta l-am simțit prima oară, mi se pare un pic dulceagă. Ca la noi, Marc, gustul tare și amărui. Puternic și amărui. Da, îți dai seama că în momentul ăsta noi suntem trei instalatori. Trei instalatori și oamenii care ne urmăresc acum, poate că suntem 4 sau 4.000, nu vom ști niciodată. Milioane. 4 milioane, milioane. Exact. Bine ați revenit, noi suntem aici alături de Cristian, care este omul din spatele... Sunt și în față, mă, nu mai în spate, sunt în față! Bun, clandestinul suprem, să-i spunem așa, el este. Ne pare tare bine că ne-ai primit aici. Ați primit și voi câteva indicații despre ce înseamnă să savurezi cu adevărat o bere, deci nu fiți ca niște pițipoance, nu pe vârful limbii, ci pur și simplu bucură-te de berea aia. Și nu vă luați după ce vă spunem, nu vă luați după ce spune omul care chiar face berea asta. El știe mai bine ce mă trebuie scoate în evidență. Trebuie să o guști ca lumea, pentru că m-am fucking chinuit să o fac. Înțelegi? Trebuie să o plimbi un pic în gură? Sau... Nu trebuie să o plimbi, trebuie pur și simplu să te bucuri de ea. Pa, direct, bei bere, sănătate. Berea este lubrifiant social. Ok, bună abordarea asta. Și să-ți deci, dacă scoți o fată la, în oraș și vrei să agăți o fată, deci ieșim la o cafea? La un ceai? Corect, da? Ceva de genul ăsta. În liceu era la un suc. Sau la un suc? La un suc, ok, la un suc. Da, da. Dacă ești cu băieții, indiferent dacă bei sau nu bei bere, ieșim la o bere. Da, corect. Da. Și acolo, nu poți să zici, hai ieșim la un vin? Bă, suntem, poate tu ai bani. E un pic ciudat. E ciudat. Deci trebuie să ne dăm. E ciudat asta. Ieșim la un vin, la nu știu ce, la... Ar merge oarecum la un șpriț, dar nimic nu se compară cu ieșind la o bere. Adică e masculinitatea supremă în momentul în care spui tu. Nu e de masculinitate, este de prietenie, este de bonding, e acolo, ieșim la o bere, de suipă. Ai văzut după vreunul pe masă cu sticla de vin? Salată! Sau cu salată, da? Salată, e Coca-Cola! E, nu frate, este cu sticla, aaa! Știi, la modul ăsta e fain, nu ieși la... Asta este berea, de asta, măcar din prisma asta trebuie să o, din motivul ăsta trebuie să o... Tu bei iar mers, scuze-mă. Nu-i nicio problemă. Da. Ce am gustat noi acum? Ați gustat berea care se numește Fortul 13. Avem și un filmuleț pe net care prezintă Fortul 13, care e fost închisoare Jilava. De fapt, actual închisoare Jilava. Și este un IPA. Noi am vrut să fie clasic, dar IPA-urile clasice astea din Anglia sunt mult mai amare și cred că am fi speriat lumea. Așa că e un IPA, cineva a zis că IPA-ul nostru este gateway to craft beer. Ah, ok, bun. Adică dacă vrei cumva să începi, uh-huh,
să nu te duci la o bere din aia care are 60 IBU, IBU înseamnă International Bittering Unit, știi, e foarte amar. Uh-huh. Asta are jumate, are 30-ish pe acolo, plus minus, în funcție de apă, de cât de fericit sunt în ziua aia eu. Și, atunci poți să o bei, se simte amăreala aia plăcută, dar sunt unii care gust, adică există băutori de Kinley, da? Da, da, care corect, e foarte amar. Corect, știi? Corect. Și sunt beri, IPA-ul e mult mai amar, IPA-ul clasic e mult mai amar decât ăsta. Vlad, colegul meu pe care l-am invitat astăzi, am vrut să-l fac vedetă, dar n-a vrut să vină. N-ai vrut să vină. Ce faci? Te-ai fi aici. Aici. Așa, zice că este, cum am zis, că este East Coast sau West Coast IPA, mm-hmm. pentru că este mai light. Folosim... West Coast, da, e portul 13. Da, că folosim hameiuri din state și așa mai departe. Mm-hmm. Inițial trebuia, cum ai observat bine pe site, eticheta era cu American IPA, dar ca să poți să blurezi, nu? După aia, da, poți... ca să nu ne se ia haterii de noi. Nu. Nu, știu, nu știu. Să facem chestia asta, am fost o să, o să învățați de data asta, o să învățați acum, știi? Ca să nu facă haterii, că... Da, da, ăsta nu e American IPA, că nu are nu știu ce, nu știu. Băi, nu, ideea e că oricum o să ne asumăm și noi, că o să spunem am dat chestii pentru care o să ne luăm, hei, dar asta nu, îmi pare rău, eu nu ne-asum absolut nimic. Nu vreau să nu am de nu, glumesc. Așa. Se zice că adevărul e la mijloc, știi, întotdeauna, dar dacă zici că e adevărul la mijloc, înseamnă că tu ai asumat ceva că este adevărat, adică că adevărul e la mijloc, deci brusc nu mai ești la mijloc. Deci, adevărul nu e la mijloc, adevărul e aici. Aici, după 10 din astea, ăla este adevărul. Plus că mă gândesc că atunci când pornești ca berărie craft, te gândești, bă, trebuie să am un IPA în portofoliu, adică toată lumea o să mă judece după IPA-ul meu, nu? Da, presupun. Da, da. Adică ești prost dacă n-ai IPA. Ok. Cine n-are IPA, continuarea. Să sună la mama. Nu, nu, asta e, asta e deja, ai scos și este, există o dihotomie din asta feminină în piață și în consumatori. Știi, dihotomie este când, cum face nevastă ta, nu te mai iubesc, ține-mă mâna. Uh-huh. Hotărăște-te puțin. De, unde era? Și te duci, cum am pornit noi, am pornit cu un produs, am scos primul produs, am fost la să-l vindem, uite, și au foarte bun. Foarte bun. Mai aveți altceva? Nu, nu mai avem nimic. Păi... Și am scos și restul de bere. Șeful, am venit, ne-a eronația. Da, dar noi luăm IPA. Păi zic, uite, asta este, ne chinuim la ea, o facem, are malț, din ăla, nu știu ce. Da, da, păi de ce m-ai întrebat că sunt malț? Da, da, așa că sunt... Da, înțelegi și eu de asta. Eu, dacă n-ai IPA, ești... Dar, ok, am înțeles IPA de ce faci, pentru că este the gateway beer pentru cineva care vrea să descopere lumea asta. Da. De ce Amber și Black IPA? Arătau bine în post. Păi galben, roșu și negru. De fapt, berea pentru care am făcut berăria e asta. Ok. Da. Adică toată teren. Black IPA. Black IPA. Am gustat berea de la concurență, de la Perfectum. Ei au fost primii din România cumva care au băgat Black IPA la noi? Nu știu, n-aș putea să zic, că iar mi-au hate. zic, e posibil. Așa țin minte că e alte fost. Nu, nu era cea mai explorat, cel mai explorat stil dintre toate de pe piață. A fost un moment foarte scurt în care Black IPA era la modă, știi? Ok, da, exact. Țin minte că acum câțiva ani lumea vorbea mai mult. Sicarul are Black IPA și cred că mai sunt și alții care au Black IPA, le-am mai gustat, dar nu sunt. Deci nu. Pe Antapt acum asta este cel mai tare Black IPA din România. Fine. Check it out. Și am gustat de la Perfectum. Într-un cadru privat așa, adică era o sticlă fără etichetă, mi-a făcut să cineva rost, nu știu ce, și a zis, fuck that, asta e berea pe care trebuie să o facem. Și cumva berile sunt de culorile astea, pentru că ai asta, unde în IPA se simte foarte mult hameiul.
Ai Amber Ale unde este vedeta, malțul caramelizat, da. Acolo ăla da. Este fericirea. Și ai Black IPA unde sunt combinații dintre cele două. Adică ne-au kiss. Ăsta, da, 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 da. Adică dacă ăsta e așa, a ieșit ăsta. Și uite, e, se vede aici. Și ăsta are două tipuri de malți, dar are foarte mult hamei. Ăsta are patru tipuri de malți ca să iasă culoarea asta, să iasă gustul ăsta și profilul ăsta. Dar are foarte puțin hamei. Iar ăsta are hamei cât ăsta și patru tipuri de malți, din care unul prăjit ca să-i dea să fie negru. Și negreala asta e că mai sunt pe piață, Brown IPA, sunt unii care fac Black IPA, dar nu este Black, este cumva maronie. Cascadian așa. IPA, am da, auzit. Da, ideea este că noi încercăm să o facem, infuzia malțului prăjit este la rece. Malțul prăjit îți dă culoarea la bere. Ăsta are foarte mult malț caramelizat și mai are o chestie care se numește melanoidin, care îmi place mie cum... Adică ce proprietăți oferă berii? Nu, așa se numește malț, melanoidin. Okay. Și îi dă gustul ăla de mișto. Iar ăsta are... Malțul nu este pus la plămădire acolo, deci nu e amestecat cu apă caldă. Uh-huh. Noi îl ținem 24 de ore într-un butoi și scoatem culoarea de acolo și după aceea o băgăm la fermentator. De fapt o băgăm la fierbere. Ok. Și după aceea completăm, dacă cumva nu ne-a ieșit la culoare, mai băgăm. Craft. Și în felul ăsta mai scap din malțul prăjit, e prăjit. Și dacă îl guși din el, are gust de cafea. Și atunci e foarte aspru, foarte astringent, foarte... Și atunci dacă îl faci la rece, mai reduci un pic din nebunia aia de acolo. Dar mie asta este berea care mie îmi place cel mai mult. Apropo de treaba asta, dacă ar fi să te întreb, care a fost prima bere pe care ai gustat-o și după care ai zis: vrem origin story. Vreau să mă apuc să fac bere craft. Aduci aminte? Ai avut un moment de genul ăsta? Nu. Nu știu ce îmi place, nu când am întrebarea asta, toată lumea zice: no, aia a fost iubirea mea, exact, prima exact, mea dragoste, exact, exact. De acolo a început totul. Și no. Lumea pe care trebuie mie, mai ții minte? Nu. No. Ah, ok. Nu, nu, țin minte. Trebuie să fi fost ceva, da, a fost Easy Rider de la, cred că Easy Rider, de la Ground Zero. Mm-hmm. Și am fost la Ground Zero și ne-a primit Răzvan acolo. Și ne-a arătat fabrica și am luat niște beri de la el și am plecat acasă. Și nu mi-a... A zis, ok, e bine, hai să băgăm un whisky. Și, după care am început să învățăm și să vedem despre ce este vorba. Bine, după ce am văzut fabrica, eram cu un prieten care m-a sunat el, bă, fac ăștia niște beri, are miros de mango. Ce tare, hai să vedem. Și momentul ăla, dar nu berea m-a convins pe mine să fac fabrică. Dar ce anume? Care a fost factorul declanșator? Îmi place să construiesc shit. Ah, ok. Procesul în sine, l-ai văzut și îți vreau și eu să fac chestia. Da, și ca orice artist care se respectă, trebuie să ai un business, să ai. Și trebuie să faci chestia asta. Un și atunci, side hustle. Exact, exact. Și am zis, bă, vreau să fac ceva pe lângă. Și am zis, hai să facem o fabrică de bere. Și nu mai știu, după ce am fost la Ground Zero, ne-am dus și am cumpărat bilete de avion și am plătit cursurile de bere în Anglia. Dar gen, a durat super puțin timp de când ai luat decizia, vreau și eu să fac asta, nu? Păi cam așa funcționează lucrurile în lume. Ok, cool. Altfel procrastinezi și cam... Am niște teorii din acest că am păreri despre orice. Am auzit ceva, da. Iar eu am mai zis chestia asta și ăia care m-au mai văzut și au mai vorbit cu mine știu. Fericirea este suma experiențelor trecute. Da. Acum sunt concentrat să nu zic tâmpenii, să nu mai ia haterii la... Nu știu ce, voi puteți medita, stai liniștit, poți să spui ce vrea. Mâine o să vă aduceți cu plăcere, o aminte cu plăcere,
că am fost aici, am stat aici, am băut o bere. Acum suntem în momentul ăsta. Mm-hmm. Ne bucurăm de el. Să-l trăim, exact. Îl trăim, dar mâine o să te aduci aminte. Se maturează un pic, se maturează un pic, exact. Și atunci ai zis așa, bă, viața asta nu se mai repetă. Hai să facem maxim de cât putem să facem noi, mm-hmm, ca să fim fericiți. Am fost în China după echipamente. Am fost în Anglia, am făcut bere acolo cu oamenii, am fost la cursul ăla de făcut bere, am cunoscut o grămadă de oameni mișto. L-am adus pe chinezul inginer să mă ajute să dau drumul, da, în fabrică. Ăla cu... avea... Eu nu vorbesc chineză, iar el nu vorbea engleză. Limbajul lui era... avea două cuvinte în engleză. Așa. Yes, trei. Da, bine, nu, alea, yes, no, e simplu. Avea... zicea pump in, pump out. Ce mai vrei? Și zicea pe unde intră berea și pe unde iese berea. Ce asta, nu înțelegi? Asta este tot. Și am stat două săptămâni cu el aici în fabrică. Știi, la momentul ăla era super frustrant. Da. Înțelegi că zic, băi, ești nebun. Și îi puneam întrebări din astea, deci tehnice, la modul... Bă, dar cât, ce eficiență are Brewhouse-ul, cât litri de must am sub screen-ul de la mesh, cât am nu știu ce. Și ăla zice, pump in, pump out. Știi, era doar la modul ăsta. Nu știu ce vrei. Da, el nu înțelegea cum este. Da, știa el să lege firele pe aici, să facă nu știu ce și până la urmă le-am învățat singur. Pe restul. Dar ăla a fost foarte frustrant. Acum, dacă te uiți în urmă, e foarte mișto, că mi-aduc aminte și am ceva de povestit și ne distrăm și împărțim experiențele la o bere. Da. Foarte mișto. Uite ce culoare bucial are. Faină are! Yes! Da. Un rosé reușit. Da. Tu ai pus partea de drojdie, de asta la tine în turmă. Ai pus ultimul pahar. Bravo mie! Da, vezi ce culoare are? Are o culoare superbă. E maltul caramelizat care îți dă culoarea asta. Da, este un pic diferit. Un pic. Dai, da, mai mult. Aha. Gustul nu e ok, e același. Știi? E malțul caramelizat. Malțul, fabricarea malțului este o chestie în sine, cred că mai complicată decât făcutul berii. Pentru că dacă strici, dacă greșești procesul de fabricare a malțului, poți să îmbolnăvești oamenii. Ies niște mucegaiuri acolo, niște de-astea și nu. Păi e, oricum ai baza berii până la urmă și da, să-ți iasă calme. Da. Dacă ai gafat-o pe aia... Da. Și noi luăm malțul de la un distribuitor, că în România, că este foarte simplu, nu este nici, nu putem să luăm cu tirul direct de acolo. Okay. Și luăm de la distribuitor, mm-hmm, din România și luăm din un malț nemțesc, făcut de o casă din asta, de o mălțărie, da, care e de până 1890, parcă au eu firmă de familie. Și tot timpul când e ceva din Germania, de 100-200 de ani o fac la, da, perfecție, generație din generație, ceea ce e super. Vezi cum e? Nu se mai simte... Nu mai e atât de puternic gustul de hamei. Nu, și nici miros. Aproape că nu miroase. E mult mai dulceagă. Da, are mult malț. Uh-huh. Știi? Și e foarte mișto că am lăsat-o un pic aici, până te-ai coit tu cu astea. Până am făcut setup-ul. Și s-a încălzit un pic și e foarte mișto, pentru că cât dacă se încălzește un pic și ai o bembă la 10 grade așa, se simte tot. Coincidență, I think not. Urmăritorii, da, nu știu, pentru că le-am explicat chestia asta în episodul 1. Da, da. Sunt clienți care beau numai de asta, pentru că e cumva... Destul de echilibrată. Da, e destul de echilibrată și nu sunt unii care sunt foarte simandicoși. Miroase frate, un montan, mai bine o asta. Da, bine. Miroase frumos, nu miroase a bășină. Adică, pula mea. Scuză. Suntem pe YouTube, vrem să zicem ce exact, vrem noi. Exact. Nu vrem noi să monetizăm cumva toată treaba asta, să atragem sponsor, nu. Unde-i de bani să dau? Pune money job. E, frate, și vreau să plătesc. E doar pentru televiziune. Da, da. Și, da, revenind la asta, știu că n-am terminat. Asta, am făcut o home brewing, 40 de versiuni. What? De 40 de ori am făcut berea asta, până când fetele din grupul de prieteni care tot degustau toate mizerile pe care le făceam eu, au început să bea berea.
Da, deci ai avut un grup focus. Da, 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 și am schimbat rețeta pentru că era, cum spuneam, era IPA la început. Mm-hmm. Era amară, era un bărbat. Oh, amară, da, e bine. Oh, me, da, monkey. Era IPA-ul ăla tip britanic unde da. Era da. Foarte amărui. Amărui, puțin egal, puțin gaz. Aia. Și el era, a, ce bine, vai Cristian, ești berat, ce mișto, unde dai și nouă și roze. Ok, fuck that, ok, hai să schimbăm, hai să schimbăm, hai să schimbăm, până am schimbat și au început să dea și el. Știi, și am zis, ok, bun, vrei decât să ne tăiem jumate din client, da. Mai bine facem chestia asta. Da, da. Și sunt clienți care beau a, deci lucrul ăsta s-a văzut da. Că a funcționat mai da. Departe, s-a da. Văzut în vânzări. Da. Da, sunt, adică sunt și fete care beau din asta, pentru că este echilibrată și asta este testată, ei au, sunt fericiți când beau. Și cât ai stat în Anglia? Aia puțin. Ok, cool. Bun, avem un pic de origin story și cum ai luat decizia să... Repede, da. Man of action. Da. Păi bun, acum că avem un origin story, spune-ne un pic ce înseamnă clandestin pentru piața de craft beer din România. Care e filozofia voastră? Cine sunteți voi? Ce înseamnă clandestin? Și de ce clandestin? Da, exact. Să începem cu asta, ca să mă gândesc la întrebarea lui. Și asta cu de ce clandestin? Fiecare dintre noi are o altă personalitate când este de corporație, știi? Adică noi mergem acolo frumos, ai o ținută, da, stai frumos, mai ales acum pe și stai în chiloți, da, cu cămașa pe tine, pe video, pe Zoom, pe Zoom, pe Teams, pe Skype, ce o face tu acolo și după ce se termină, închizi laptopul și începi să faci altceva. Mm-hmm. De fapt, tu ești clandestin în viața ta atunci când ești la corporație, știi? Ești oarecum impostor acolo, pentru că de fapt băieții ăia care își suflecă cămășile are un tatuaj până aici așa, îl se duce seara, bagă la sacul de box, bea nu știu ce și după aceea de dimineață, dar care este velocitatea echipei ca noastre? Ce, ca orice supereroi veritabil, exact. Exact. Seara ieși în oraș și faci da. Ce vrei magie. Tu. Da. Da, 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 exact. Da. Și sunt o grămadă de din ăștia, pentru că corporația te... și te încastrează acolo și te, știi, ai, trebuie să ai grijă, trebuie să ai, te conformezi. Da, da, da. Lucrez de mult în IT și au fost momente în care eu ca programator trebuia să vin cu cravată la, știi, ascuns în ultimul birou acolo și mă puneam cu cravată. Am auzit că te ajută să tastezi mai bine. Da, e, da, dar da. E dovedit științific. Da, 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 da. Din fericire, lucrurile astea s-au schimbat acum, dar din nou, știi, ce se întâmplă da. Acolo și asta. Cumva fiecare are o mică chestie clandestină, da, în viața lui și de ce nu seara veți un plan de stil. acolo e camera, să știi. Nu, aia ce? Asta e pentru doar pentru tine aia de acolo, adică prin planul. Veți un plan de stil. Asta e, iar unde ne vedem noi? Da, unde vă vedeți acum, mai degrabă? Măi, cred că încercăm să oferim bere craft affordable și foarte bun. Știi, și ăsta este scopul. Da, într-adevăr, sunt anumite stiluri de bere pentru care trebuie să plătești. Și e complicat. De exemplu, sunt colegii noștri de la berăria, altă de nume nu o să spun, și maturează berea 6 luni de zile în butoi. Da. Fac de aia, plătește chestia aia, pentru că omul ăla are chirie, are angajați, are lumină, are nu știu ce și stă 6 luni de zile să uită la ăla ca să-ți placă ție. La aia trebuie să plătești, știi? Da. E fair. Dar IPA-ul, de exemplu, ar trebui să fie foarte bun, dar nu ar trebui să plătești foarte mult și de el. Și plus că aia pe care o bagi fix pe poster la da. Intrare, da. Beam berea, păi, fă-mă să-ți beau berea, nu știu, convingem. Da, exact. Sunt mai multe aspecte de da. Și ce este o chestie la care ținem noi foarte mult și cred că am dovedit asta, e că procesul de producție și produsul final trebuie să fie fără defect, trebuie să fie impecabil. Uh-huh. Iar la chestia asta ținem foarte mult. E musai ca eu și Vlad venim și degustăm bere în fiecare zi, să vedem cum evoluează. Cred că e o corvoadă chestia asta, să vii să deguși bere în fiecare zi, cred că e foarte neplăcut. Mulți nu și-ar dori viața asta, e clar. Nasol. Te rog, nu vrem să te torturăm acum, Cristian, nu? Da. M-ai prins aici? Da.
Și ideea este că trebuie să folosești ingrediente de calitate, trebuie să dai un produs foarte mișto. Și bine, până la urmă este artizanat. Eu sper să nu o sfeclez. Înțelegi? Da? E posibil. Dar asta e, aici vrem noi să, adică este un produs foarte, foarte bun, affordable. Sunt anumite produse care sunt bune de la alți berari și sunt mai scumpe și cu sens. Ok. Da? Cum am discutat despre asta, o maturezi în butoi sau pui 50 de kg de hamei în 1000 de litri. Costă ăla, trebuie să-i dai bani fermierului ăla și până la urmă cineva trebuie să plătească pentru chestia. Da. Și atunci e normal să fie scump. Dar noi suntem în zona asta. Băi, e foarte bun, este craft, simt hamei acolo, sunt ingrediente de calitate, făcute la perfecție. Gateway to craft beer. Adică dacă vrei să bei mizerile alea de care am discutat noi înainte, Gheuze, Krieg, știi? Să evoluiești. Nu știu, eu vreau să beau mizerile, știi? E scopul meu în viață, să beau mizerile. Da, scuze-mă. Să te întreb ceva, pentru că, by the way, intrați pe site-ul lor, că e super șmecher făcut, îmi place maxim cum arată site-ul vostru. Am observat împreună cu Liviu că voi aveți niște denumiri din astea care se leagă, au niște backstories. Un aspect un mai tabu al societății să o obraznice, un pic așa. Exact, exact. Și vreau să te întreb care e raționamentul din spate. Deci ok, am înțeles că fiecare dintre noi ascunde un clandestin. Dar de ce tocmai denumirile astea? Fort 13, Lupanar și Terente. Și dacă nu știți de ei, folosiți Google. Cum zicea Vlad, dacă e... acum nu știu dacă e bine să zic. Te-am zis, o zice vrei și edităm, e ok. Zici, Vlad, mă sună seara, vorbim pe de famă să mă zic pe WhatsApp. Dacă ai trăit sub o piatră, nu știi cine e clandestin. Căutam nume, l-am găsit pe ăla cu clandestin, ok, sună bine, putem să jonglăm cu marketing în jurul lui, seamănă și cu ce facem noi. Așa, și după aceea hai să vedem cum denumim berile. Și ăsta cu Terente, că este tare și neagră. Și... Mă zic că e o bere potentă. Da, e o bere tare și nu e foarte tare. Adică are 7% alcool, nu e... Sunt beri... Nu e de 22. Da, nu e. Nu e de 22. Deci, șapte. Dar știi că orice înseamnă, orice între 10 și 15 ești ok. Deci, normal. Ai văzut average size în România? Nu. Caută să vezi, o să te simți bine. Sunt unii care dau media în șase. Terente, dacă stai și citești despre... Ștefan Vasali, de exemplu. Da, Ștefan Vasali. Așa. Ștefan Vasali, e Terente, temutul bandit al bălților, căutat de femei și de bărbați deopotrivă. Adică mai de prima oară când citești chestia asta. Da, deopotrivă pentru plăcere sau durere. Adică unii încercau să-l bată, alții încercau, fetele încercau să... Un fel de ceva. Da. Și spune aici așa că este haiduc, Terente este de poveste, de spus la o bere, cum spunem noi, că este așa. Și am zis că cumva să creștem apetitul ăsta, să lumea să citească un pic despre, despre lucrurile astea. Terente e Terente, toată lumea știe și e foarte ușor, e foarte simplu de vândut. Fortul 13, de exemplu, e mai greu de vândut, adică până s-au obișnuit clienții să zică Fortul 13, în continuare unii zic, dăm și mie un clandestin. Consideră că este IPA și asta este. Deci când nu mai avem nimic și dăm un clandestin, e clar că vor IPA. Dar din nou, uite, încă un alt factor pentru care IPA-ul tău trebuie să fie ăla... Nu, toate trebuie să fie reușite, trebuie să fie ăla care ți-a ieșit. Da, exact. Da. Afișul, exact. Pentru Fortul 13, v-am zis, noi am fost la pușcărie, întâmplarea face că... În vizită. Da. Adică nu trebuie să fii în pușcărie înainte ca să faci pere artizanală. Purtătorul de cuvânt de acolo, de la pușcărie, am băut berea noastră. Îmi place foarte mult. Trebuie să fac un tour. Și noi am făcut un clip de o jumătate de oră în care Cristi, așa îl cheamă și pe tip, ne duce pentru tot Fortul 13 și explică. Și este o chestie foarte, foarte mișto, pentru că ăla este un punct de atracție care ar trebui să fie promovat mai mult, Fortul 13. Da, pentru că Fortul 13 ăla, la început scrie
cumpărați berea, cumpărați berea și citiți peste timp. A fost chiar un fort de apărare din cele 18 forturi, care a fost transformat în pușcărie după aia. Iar acolo au fost încarcerați dizidenții politici. Și au o poveste foarte, foarte interesantă tot ce s-a întâmplat de acolo și e o parte din istorie. Lupanar, am zis că dacă berea e roșie, s-o legăm de bordel și să spunem și noi. Cine, adică dacă cumva n-ai deschis dicționarul în viața ta, acum e momentul să-l deschizi, că sunt mulți care nu știu ce înseamnă lupanar. Păi de asta există și termenul ăsta sau exprimarea populară când merg și citesc ceva. Păi, da. Și cu băieții în seara asta am citit niște... Am fost la bibliotecă. Clar. Da, aici, da, aici, da, adică da, 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 am fost două la bibliotecă. Probleme dintr-o singură încercare. Perfect. Mm-hmm. Ce mai așa, vrei? Așa ce mai aici. Vrei? Da. Și cam asta este. O să mai scoatem încă două beri, care și ele o să aibă poveste. Ce ați degustat voi? Mă bucur că ai început, că asta era fix întrebarea asta. Că, ok, am început cu intro, unde suntem acum, care e viitorul? Ce se prezintă? Trebuie să scoatem beri noi. Okay. Pentru că sunt aia care cumpără IPA, dar vor beri noi. Știi? Au mai multe. Și fangii ca mine. Da. Și mai avem încă două beri noi. Mm-hmm. Toate berile vor avea poveste și e vorba de Ioanid. Ok. Care nu are treabă cu parcul Ioanid. Și Dej. Care are treabă cu Gheorghe Gheorghe Dej. Bold statement. Da. Ioanide este povestea singurului jap armat de care știu eu. Mm-hmm. S-a făcut și un film după... Asta în ce perioada a fost? Comuniști la început. Mm-hmm. Cumpărați, scrie pe stic. Dar ce tip de bere o să fie? E un sezon. Da, nu există. Nu știu asta cu marketing. Da. Și este un sezon foarte mișto cu un hamei japonez. Rețeta e a lui Ovidiu. Ovidiu, mulțumim Ovidiu. Știe el care e Ovidiu. Nu, Ioanițoaia, nu e recursul etapă. Nu. Okay. Nu. E un tip extraordinar, Ovidiu. Foarte mișto, unul dintre cei mai mișto tipuri care am cunoscut vreodată. Ce, și pentru eu? Ovidiu atunci? Pentru Ovidiu, da. Și cealaltă bere, Dej, aduce aminte cumva despre cât de imbecili erau comuniștii. Se zice că Dej... Nu cred că trebuie o bere pentru asta, dar bine că ai făcut totuși una ca să fim siguri. Da, da. Și scrie povestea, adică de ce era imbecil băiatul ăla, știi, acolo. Sper că vă place asta. Dar... Da-i bun. Asta mi se pare, adică gen... Din nou revin la chestia asta, că ai ales Black IPA. Adică nu e un stil de care se ating toți berarii și totuși... Mi se pare că gen poți să satisfaci multă lume cu ea. Da, era complicat. Terente, zici terente? La terente, da, te referi? Era complicat să facem o bere neagră care era mai puțin băubilă. Adică dacă faci un stout, sunt băutori de stout. Mm-hmm. Dar le e frică să... La românile e frică să bea bere negre. Asociază instant cu o bere mai tare, dar alcoolizată, da. Și noi, mă rog, povesteam un pic în episodul întâi că culoarea nu înseamnă neapărat tărie, știi? Da. Așa este. Dar cumva românul crede că dacă bei bere neagră se întâmplă ceva nașpa, nu știu. N-am înțeles exact că asta e tare, asta e tare. Ia uite și gust așa. Da, e tare, e tare. Drujghire. Da, da, e tare. Miroase tare. Da, e tare. Da, nu e tare. E pula. E bună bere. Înțelegi? Este genul de bere care îți, de fiecare dată când iei o gură, îți reîmprospătează memoria, îți mișcă papilele gustative, pentru că sunt foarte multe. E dulceața de la malț, este amăreala de la hamei, este prăjala de la malțul prăjit, are și malț caramelizat în el și ăla are și ăla un gust plus, hamei mult și miroase bine. E plus drojdia, care și are treaba, are rolul ei acolo. Adică e o poveste. Cum zicea, cum scria Vlad, ultimul tank acolo, neagră și tare cu poftă de răzbunare, știi? Nu știu pe cine vrea să răzbune, dar...
Și nouă ne place chestia asta și este genul de bere pe care eu o beau seara, știi, când am poftă de ceva, beau asta. Dar, bine, fanii voștri poate erau obișnuiți cu alte etichete, de ce ați ales să schimbați eticheta? Pentru că primele erau de căcat. Da, e pare un motiv destul de bun. Oh, shit. Ce alt motiv? Să mă ierte, să mă ierte Radu. Radu, iartă-mă. Acum am dat seama. O scoate, e ok. Nu, poți să o lași, dar se supără. Asta, se supără. Nu. Noi am început... tipul care, Radu, care ne-a făcut în prima oară etichetele, de fapt, tot brandul și toată imaginea brandului este dată de el. Uh-huh. Da, ok, eticheta din punctul meu de vedere, la momentul ăla m-a entuziasmat că era eticheta mea, dar de fapt nu e ceea ce trebuie. Noi mai avem o bere pe care o facem în colaborare cu cineva, care cumva o să o adoptăm și o să iasă sub brandul clandestin, dar o să aduc aminte și de... Dar nu o să o iubești la fel de mult ca pe celălalt pe o iubesc la fel de mult pentru că Bogdan, tipul care face berea, m-a ajutat extraordinar de mult când am dat drumul la fabrică. El a venit la fabrică la mine și a zis, bă, vreau să fac o bere cu tine, el face bere la Sicaru. Uh-huh. Și vreau să fac o bere cu tine, vreau să fac berea mea aici și vreau să facem așa. Și ajutorul lui în clandestin a contat mai mult decât orice curs l-am făcut, orice film l-am citit, orice carte am citit. Deci el chiar m-a ajutat să fac bere bună. Uh-huh. Da? Și în continuare face berea asta la mine și în continuare o să facem berea asta și o să mai scoatem și alte bere împreună, mai mult ca sigur. Dar Bogdan este un băiat extraordinar și m-a ajutat extraordinar de mult. Gândește-te că eu eram o maimuță proastă care avea o fabrică de bere cu tancuri din astea lucioase, de veneam, le stergeam seara să lucească, știi? Și Bogdan face bere din 2015, comercial, cred că din 2015, că parcă atunci, plus ce făcea dinainte. Și facem. Știi? Și m-a ajutat foarte mult, foarte mult. De asta pentru berea lui o să aibă întotdeauna loc la mine în fabrică, indiferent cât de aglomerat. La capitolul ăsta, într-adevăr, Bogdan m-a ajutat foarte, foarte mult. Bun. Deci noi am mai avea pentru tine niște întrebări, doar că o să ne rezumăm la această leapșă pe care încercăm să o creăm în fiecare episod, alături de fiecare invitat care ne primește. Și atunci, întrebarea noastră pentru tine este... către care berar ne-ai îndrepta pentru episodul următor? Neapărat trebuie să fie din București? Ideal ar fi să fie din București, neapărat să fie cel pe care îl simți tu cel mai aproape de tine. Ce simt aproape de mine? La sufletul meu. Nu știu, trebuie să mă gândesc. Deci în prima fază, dacă nu reușiți să ajungeți acolo foarte bine, vă recomand să vă duceți la Addictive Brewing. În Oradea. Deci dacă nu ajungeți acolo, puteți să vă duceți la Oriel. La Oriel? La Oriel, care da. Fac beri de-alea de mai... fac berile alea de le maturează în butoi, de au grijă de ele. Oriel au câștigat o grămadă de premii și Laurențiu a fost destul de drăguț să mă primească în fabrică. Să-mi explice care este procesul de fabricare, să-mi explice ce face acolo, ce face el acolo, cum face berea. Mi-a arătat fabrica de sus până jos. A fost super, super drăguț cu mine. Respect. Bun. Perfect. Și berea lui cu Violete de la Craft Beer Festival a fost drăguț. Chiar dacă era belgiană. Bun, păi atunci asta o să fie pe misiunea noastră în episodul următor. Să vă duceți la Oradea. După Oriel. După Oriel, în sezonul 2, 3, 5, depinde de câte milioane de oameni ne urmăresc în continuare. 5 milioane? Doamne ajută! Noi o să îți mulțumim pentru faptul că ne-ai primit aici. Am făcut un setup, o să vedeți pe filmare ce setup s-a făcut așa ad hoc, pur și simplu pe loc. Ce facem când ne descurcăm? Nu uitați că voi trebuie să consumați bere responsabil. Asta e vorba, să vă bucurați de cât mai multe tipuri de beri. Da. Nu?
Nu. Cum? Berea nu se bea responsabil. Se bea punct. Da, și... Nu, se bea. Nu conduceți după ce beți bere. Dar nu trebuie să bei, trebuie să bei mult. Trebuie să bei mult. Asta spune antreprenorul din tine. Nu, nu. Hai că fiul are nevoie de niște adidate noi. Ok, păi până data viitoare, nu uitați să dați like, share, subscribe, adopt. Tot ce se poate. All-in, dați all-in. Și nu uitați ca în comentarii să ne lăsați niște recomandări despre ce bere ați vrea să degustăm în episoadele următoare. Dacă aveți un maestru berat pe care ați vrea să-l vizităm. Sau dacă vreți să ne plătiți drumul până la Oradea. Ar fi o idee. Stai. Nu, pe cameră, Cristi, nu! Da, cool, cool. Da. Mulțumim tare mult pentru tot. Mersi și eu. Respect. Dacă îți place Craft Bros, vorbește despre noi cu prietenii tăi, susține-ne producția acestei serii pe Patreon, iar dacă vrei să vezi conținut exclusiv, nu uita să ne dai follow pe rețelele de socializare pe care le găsești în descriere. Până data viitoare, nu uita, nicio zi fără o bere bună!